Salutare dragi mei și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Cosmin AK Drășul iar în acest videoclip voi vorbi și vă voi prezenta alegerile mele când vine vorba de pickem pentru etapa Challengers a ultimului Major de CS:GO din istorie și anume Majorul de la Paris susținut și hostat de către Blast TV. În cazul în care nu știți care e treaba cu acest pick-em, pe scurt, în momentul în care cumpărați pasul, aveți acces la această interfață care vă permite să alegeți, ca un fel de joculeț, în care să alegeți ce echipe credeți voi că vor trece mai departe, ce, echipe credeți că, ce echipă credeți că va trece fără să fie înfrântă și ce echipă credeți că va pleca acasă cu 0 win-uri. Dacă nimeriți aceste echipe, nu toate, ci doar o parte, primiți niște puncte pe care le puteți folosi ca să obțineți niște souvenir pack-uri și să vă upgradați acest coin, Paris Coin. În cazul în care nu știți la ce mă refer, aveți un videoclip în descriere, dar pe scurt, dacă intrăm în inventar și găsim aici coinul de acum, și dăm View Coin Challenges, aveți aici toate challenge -urile. Momentan trebuie să plasăm toate cele 9 predicții pentru etapa de challengers, iar după ce începe majorul să ghicim Minim 5. Dacă facem chestia asta, se upgradează coinul la silver, silver și primim un souvenir token pe care mai apoi putem să-l transformăm în souvenir package. Pe care putem să-l vindem sau putem să-l deschidem și să primim un skin uh, souvenir. Bun, dar mai multe lucruri în videoclipul pe care l-am deja în canal. Așa că dacă ducem în uh, inventar aici, ca un, uh, ca un mic istoric... Am Stockholm 2021 Diamond, Rio este Gold ca majoritatea lumii, Antorpul este Gold. Mai am pe undeva pe aici încă, încă unul care este Diamond, dar pe care nu l-văd aici, plus Berlin Diamond pe care l-am de pe contul celălalt. Și acum avem Paris Coin 2023. Bun. Hai să trecem la treabă. Intrăm în Watch Tournaments, pickem Challenges pentru Challenger Stage. Echipele pe care le avem sunt cele care participă la Challengers. Nu sunt toate echipele din acest major, mai avem echipe în Legends, în Champions și așa mai departe dar în această etapă avem NIP G2, Forze OG, Pain, Gamer Legion cu al nostru român, Apex, Monte, Liquid, Face, Ends, Greyhound, Mouse, Complexity, Flaxo și Mongols. Echipe noi, care nu au mai participat niciodată până acum la un major, dar și echipe consacrate care au fost la multe majoruri, unele dintre ele care au și câștigat un major, Face, <coughs> și care de-abia s-au calificat în acest major, pe ultimul loc, face. Uh -huh. <laughs> așa, Acum, cam care este modul meu de gândire. De principiu, vrem să câștigăm 5 din aceste picuri, din cele 9 picuri, ca să upgradăm medalia și să primim coinul. Ăsta este cel mai important lucru. Prin urmare, echipele care eu sunt convins sau care am, la care am cea mai mare speranță să treacă mai departe le voi pune aici. 03 0-3 e 0 -3, iar echipa cu 3-0 este un wild card. Poate să facă sau poate să nu facă. Dar nu voi pune niciodată un G2 sau un phase la 3-0. Pentru că pot să ai o zi proastă, mai ales că primele două meciuri sunt best of one, deci se poate întâmpla orice. Și dacă pierd un meci, am pierdut practic două puncte, unul de aici și unul de aici. Așa că, în primul rând, începe cu echipele care cred și sper din tot sufletul că vor trece mai departe. G2 și FaZe. Deși FaZe s-au chinuit destul de mult să ajungă în acest major și au intrat pe ultimul loc în acest major, totuși să nu uităm că sunt aceeași echipă care au câștigat un major acum două etape și care s-au descurcat destul de bine în majorul de la Rio. Așa că am impresia că nu vor avea niciun fel de problemă. Acum, mai departe ca să determinăm ce echipe vor trece, voi folosi un anumit site, care se numește majorsim 23 Paris. Un fel de ai. Aici avem meciurile care se vor lucra, se vor juca, iar în funcție de rezultatele pe care noi le alegem, se va schimba clasamentul mai departe până la final. În același timp aveți în descriere un ghid, ghidul meu de pe Steam, în care vă vorbesc despre tot ce se întâmplă în acest major și voi abdata ghidul constant, așa că dacă vreți puteți să intrați, dați un like, un favor și așa mai departe. Iar la Challenger Stage avem deja primele meciuri: Monte cu Face, Pain cu fluxo, G2 cu Mongols, Gamer Legion cu Complexity, Forze cu Greyhound, Apex cu Liquid, Nip cu Mouse, OG cu Enz. Și mai departe vedem și voi abdata pe măsură ce aceste meciuri se joacă, bun. Primul meci, un meci destul de complicat. N-aș fi zis la început chestia asta, dar avem Monte vs Face. Face care s-a chinuit și în momentul de față este uh, numărul 24. Dar totuși voi merge către Face, deși este un meci strâns. Pain, pain cu Flaxo, Pain. G2 cu Mongols, hopefully G2. Gamer Legion cu Complexity, voi merge cu Gamer Legion pentru că. Na, suntem români până la urmă, dar și pentru că am o vagă impresie că se vor descurca în, în match mai bine decât Complexity. Forze cu Greyhound, Forze Apex cu Liquid, sper că Liquid, Nip cu mouse, ei bine, aici este un match foarte, foarte strâns în care se poate întâmpla orice. Uh, voi merge pe mouse pentru că, să nu uităm, au fost în semifinale la Rio și au o putere destul de mare de a juca și cred că vor reuși să câștige împotriva celor de la NIP. Iar OG cu Ens, la fel un match foarte, foarte apropiat. Uh, la fel în EUA, OG a ieșit pe 7, uh, Ens a ieșit în EUB pe 8 în uh, RMR-uri. Uh, dar voi merge cu Ens. Nu știu exact de ce, dar voi merge cu Ens. Aici chiar n-avem n -avem de unde să știu ce se va întâmpla, pentru că este best of one. Toate, toate meciurile acestea sunt best of one. La fel și în runda a 2, best of one. Se poate întâmpla orice. Dar, pentru că am ales așa, runda a doua pare mai ușoară un pic. Între Pain și Phase va fi faze, între G2 și Liquid va fi G2, Gamer Legend și Mouse. Mouse, din păcate, îmi pare rău băieți. Între Forze și Ens, voi merge pe Forze, între Monte și Efix voi merge pe Monte, între Apex și Mongols voi merge pe Apex. De ce? Pentru că eu cred că Mongols va fi una dintre echipele cu 0-3. Nip Complexity, Nip de data aceasta, OG cu Greyhound. OG, deși Greyhound-ul au făcut uh, niște meciuri foarte interesante în ultimul major și ne-au stricat foarte, foarte multe uh, picuri, pentru că ne, multe lume i-a pus la 0-3 și nu a fost chiar. Așa sperăm că de data aceasta să nu fie cazul. Oricum, sunt o echipă bună, dar versus OG, cred totuși că OG va lua, va lua meciul. Apoi între Forze și Mouse, ei bine aș merge pe forze. Deși și mouse, nu știu, între ăștia doi chiar nu știu. N-am idee. La fel, phase cu G2. G2. La cum s-au chinuit, phase G2 aș merge. Ens Apex Ens. Liquid OG. Băi, nu știu. Aș merge pe Liquid. Dar nu sunt convins. Între Nip și Monte, o să merg pe Monte. Între Pain și Gamer Legion, o să merg pe Pain. Între Greyhound și Flax, o să merg pe Greyhound. Și între Mongol și Complexity, o să merg pe Complexity. Prin urmare, avem deja cele, cele două 3 0 ori și anume Monte și uh, G2. Mai apoi avem 2-1 Face. Cu liquid o să meargă face mai departe, din punctul meu de vedere. Ens versus Spain. Uh, o să meargă Ensul, cred, sper. Uh, Monte cu mouse, cred că o să meargă Monte. Gamer LEGION cu Greyhound o să meargă Gamer Legend. Uh, Nip cu Apex o să meargă Nip mai departe. OG cu Complexity o să meargă OG au ieșit deja Flaxo și cu Mongols. Deci din punctul meu de vedere 0 3 se bate între, doi, între aceste două echipe. Vedem. Runda 5 -a, avem deja Runda 5, -a, avem deja cinci echipe care au trecut mai departe, între Mouse și OG va trece Mouse mai departe, între Gamer, Legend și Liquid. Uh... Băi fraților, nu știu. Cred că va trece Gamer, Legend mai departe. Cred. Sau nu? Liquid. Hai să totuși. Hai, că sunt echipă mai veche. Cred că Liquid va trece mai departe. Între Pain și Nip, uh, o să pun pain -ul. Și gata. Astea ni sunt echipele. Forze 3.0, G2 3-0, Phase 3-1, Monte 3.1, 1 Mouse 3-2, Liquid 3-2, Pain 3-2 și cam atât. Acum, hai să vedem ce voi alege cu adevărat. În primul rând, forze aici. Nu îl voi pune aici, deși G2 și cu forze ar putea să facă 3-0, nu îi voi pune, pentru că vreau să fiu sigur că vor trece mai departe. Mai apoi, face l-am pus deja, ensul îl voi pune, monte va fi aici pentru mine, uh, Mazul Mausul va fi aici pentru mine Mongols vor fi la 0 la 3 între Flaxo și Mongols. de când am văzut line ul am zis că îi voi pune pe Mongols. Aia e, se mai întâmplă dacă, fac, dacă iau și ei un match. Deși nu cred. Și ultima echipă se va bate între Pain, Liquid și OG. Ei bine, cred că va fi liquidul sincer. În NIP nu prea am încredere. Uh, og ar putea să facă o treabă bună, dar mai degrabă aș merge pe Liquid. Iar la 3 la 0, iar la 3 la 0, aș putea să pun două echipe. OG-ul sau Gamer Legion. Gamer Legion că-s băieții noștri. OG-ul că au totuși cât de cât uh, forță. Sau nipul. Oricum nu contează pentru că niciunul dintre ei nu va lua 3-0. Așa că, hai să ne uităm un pic să vedem ce meciuri are Gamer Legion. Gamer Legion în primul meci va juca versus Complexity. În al doilea meci va juca versus Mouse. În al multele meci nu mai contează. Deci Gamer Legion nu. OG-ul cu cine va juca? OG-ul va juca versus Enz. 50-50. Apoi mai departe avem OG-ul vs. Greyhound, da. Iar mai departe OG-ul vs. Liquid. La fel, 50-50. Și nu în ultimul rând, OG-ul vs. Complexity din nou. Sau nu? Am mai scăzut versus Complexity? Nu. OG-ul vs. Complexity. Prin urmare, voi pune OG-ul aici. Din punct de vedere, au cele mai mari șanse să facă 3-0. Deși, nu știu cum o să fie cu primul meci. OG cu Ensu. Ăsta este. După aia, mă rog, se mai schimbă lucrurile dacă câștigă og -ul. Dacă, de, de exemplu, dacă câștigă OG-ul, va juca versus Forze. Și la fel. Dacă, de exemplu, câștigă OG-ul, Gamer Legend va juca mai departe uh, următorul meci cu Mouse. Dar mai departe, depinde, Mouse cu Forze. Se schimbă foarte multe lucruri pe aici. Dar voi pune OG-ul. Pentru că n-am unde să-l pun aici Și din punctul meu de vedere Cam astea sunt Alegerile pe care eu le voi face Update pix, și astea au fost Vă recomand să vă interesați mai mult Să vă uitați și voi să vedeți ce meciuri A avut fiecare echipă Cum s-au descurcat în calificări Uitați-vă și la alți youtuberi Și streameri care fac chestia asta Luați-vă idei și de la ei Vedeți de ce au ales ei chestiile astea Și faceți-vă propriile alegeri Vă urez multă baftă și să ne auzim cu bine în etapa de legends cu coinul pe silver. Rămâneți cu bine, salutare!